Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit cu ocazia unei emisiuni cu totul speciale. E o întâlnire aparte în această seară din mai multe motive. Una dintre ele este aceea că lăsăm deoparte temele noastre tradiționale de politică europeană, deși, în paranteză fie spus, cel mai probabil despre Europa vom vorbi destul de mult, lăsăm însă politica la o parte și intrăm în lumea fascinantă a artei. O lume a frumosului și, mai presus de orice, îmi permit să spun, a libertății, a neîngrădirii. Acesta este un motiv al caracterului special pe care îl are întâlnirea noastră din această seară. Cel mai important motiv este însă acela că avem alături de noi o specialistă redutabilă, recunoscută ca atare la scară internațională și apreciată în toate colțurile lumii pentru munca sa de curator și critic de artă. Și este din România, de aici, de la noi, din Cluj. Un om care niciodată nu a uitat de unde a plecat și care, în ciuda tuturor dificultăților care, știm bine, li se pun uneori de-a curmezișul celor care realmente încearcă să facă ceva pentru România, deci în ciuda tuturor acestor lucruri, a rămas cu același entuziasm și dorință de a duce numele României printre cercurile artistice selecte care există în acest moment. Organizatoare a zeci de expoziții și evenimente artistice de mare ținută, colaboratoare a celor mai mari muzee de artă din lume, om căruia lumea artei îi datorează mult și căruia România îi datorează și mai mult, un om de o mare modestie în același timp, dar de o valoare care a devenit o rară avis astăzi, doamna Maria Ruzbojan, curator și critic de artă. Sărut mâna, bună seara, bine ați revenit. Mulțumesc pentru această întâmpinare atât de călduroasă. Mă bucur să mă aflu în acest studio unde ultima oară am fost acum 20 de ani. Îți mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc că ne faceți această onoare de a fi alături de noi. Doamna Bojan, îndrăznesc să spun că suspectez faptul că aveți două mari iubiri, și anume arta și România. Și asta pentru că în perioada pandemiei nu ați făcut decât să încercați să aduceți arta și mai aproape de România. Și aș vrea să începem dialogul nostru din această seară prin a face referire la expoziția intitulată Aripa Secretă, Secret Wing. Avem aici și volumul, cartea, care stă mărturie scrisă a acestei expoziții. Povestiți-ne, vă rugăm, de ce această expoziție, în ce context și cum de s-a bucurat de un asemenea succes, succes pe care l-am văzut cu ochii mei. Nu este vorba despre ceea ce am auzit sau ce am citit despre expoziție, ci am fost acolo, am avut marea bucurie să mă aflu printre cei care s-au aflat la deschiderea expoziției și am văzut acest succes cu ochii mei. Vă rog, doamna Bojan. În primul rând trebuie să spun că această expoziție nu am făcut-o singură, ci am realizat-o alături de Bogdan Ghiu, care este un cunoscut poet și eseist și scriitor de la București, unul dintre cei mai mari traducători de filosofie din România, un foarte vechi colaborator al meu. Și de asemenea, noi amândoi am fost invitați de către Fundația Triade, care din Timișoara, una dintre cele mai vechi organizații de acest gen din România, fundație care este cofondatoare a Bienalei Art Encounters din Timișoara, alături de Fundația Art Encounters, care este organizatorul principal al acestui eveniment internațional de foarte mare anvergură. La Timișoara s-au potrivit cumva astrele, întrucât această perspectivă de a deveni capitală culturală a produs o efervescență extraordinară instituțională și la invitația celor două organizații am imaginat un proiect care trebuia să creeze o punte între Olanda și România, însă, evident, printr-un discurs care să conțină referiri și la
identitatea noastră europeană, dar într-un context mult mai internațional, pentru că nu mai vorbim de proiecte bilaterale în adevăratul, ori în accepțiunea veche. Noi suntem acum toți europeni, avem o mulțime de lucruri în comun, dar avem culturi diferite și exprimări diferite și pentru mine era important ca să creez o conexiune. Iar această conexiune s-a făcut prin intermediul poeziei. Pentru că Aripa Secretă este, de fapt, un volum al cele mai curajoase poete din anii 80, Mariana Marin, din păcate dispărută prematur. Dar Mariana Marin pe mine personal m-a inspirat enorm pentru că a fost una dintre puținele femei care a avut curajul să înfrunte cenzura, să înfrunte toate obstacolele care se puneau în acei ani în România dacă erai un scriitor sau un poet de mare succes cum era ea. Ori, având șansa să o cunosc în anii 80 și ulterior în anii 90, am rămas cu nostalgia aceea îmi părea rău că o poetă atât de importantă ca și Mariana Marin nu are vizibilitatea care o merită. Pentru că, până la urmă, dacă Silvia Plath este extrem de cunoscută în mediul internațional, Mariana Marin nu este mai prejos. Prin acele, accente personale, confesive, printr-o duritate a expresiei, dar în același timp o maximă sensibilitate. Ori, în pandemie, cred că nu a fost nicio persoană. Cred că fiecare dintre noi și-a pus probleme vis-a-vis de sensul vieții și de modul în care viața va merge mai departe. A fost un șoc pentru foarte multă lume și vedeți că încă se resimt aceste consecințe. A fost o perioadă foarte grea și a fost greu din punct de vedere sufletește. Ori, în prima parte a pandemiei pe care noi la Amsterdam am experimentat-o câteva luni mai repede decât aici în România, ascultând radio în limba olandeză, precum și BBC-ul, am realizat următorul lucru, că ei, în loc să sperie lumea, să ia medicamente, să stea în casă, să aibă grijă și așa mai departe, încurajau lumea punând muzică clasică, punând, dând la televizor foarte multe filme comice sau, dacă nu comice, cu mesaje pozitive. Arta ca panaceu. Exact. Și atunci am realizat că în astfel de momente trebuie să vii cu lucruri care pot să ofere un înveliș cald pentru un suflet sensibil. Și am avut cumva noroc pentru că lucrând în colaborare cu mai mulți colecționari importanți și colecții corporatiste importante din Olanda, am reușit să-i conving ca să-mi dea posibilitatea să prezint o parte din colecția lor la Muzeul de Artă din Timișoara. Vreau să vedem și un material video realizat cu ocazia acestei expoziții. Un material care conține un interviu de-al dumneavoastră la cald, da, care l-ați oferit cu ocazia respectivă. Urmărim împreună materialul și apoi revenim în studio. Contextul Bienalei a servit unui scop foarte înalt, aceea de a aduce în România pentru prima dată o serie de artiști care, în mod normal, probabil ar fi fost foarte greu să fie prezentați într-un muzeu sau într-un context artistic, deoarece prezentarea operei lor presupune niște costuri uriașe. Această expoziție aduce, deci, ca și premieră,
un număr foarte mare de artiști internațional recunoscuți. Și mă refer aici la Anselm Kiefer, artist german din prima ligă mondială, Marlène Dumas, a căror lucrări au fost prezentate în toate marile muzee ale lumii, Sophie Cal, artistă franceză extrem de importantă, Vivian Sassen, cea mai bună fotografă din Olanda a momentului, dar și pictura lui René Daniels, probabil unul dintre cei mai importanți pictori ai anilor 80, un artist care a generat o școală de pictură și a cărui operă a influențat generații întregi de artiști. Această expoziție a fost extrem de greu de organizat pentru că a presupus o logistică extraordinară și am fost ocupați până în ultimul moment. Însă reacția celor care au vizitat expoziția și foarte multele mesaje pe care le-am primit mi-au dat impresia unui succes extraordinar. Și nu pot decât să mă bucur că, până la urmă, munca noastră a fost răsplătită într-un mod extraordinar. Aș vrea să-i mulțumesc Sorinei Ieța de la Fundația Triade pentru prietenia și pentru solidaritatea și pentru tot sprijinul care ni l-a acordat pentru realizarea acestei expoziții. Evident, vreau să-i mulțumesc lui Ovidiu Șandor, președintele Bienalei, pentru această invitație deosebită pe care și eu și colegul meu am fost onorați să o acceptăm. Sunt enorm de recunoscătoare ambasadei Olandei în România, care ne-a salvat financiar, întrucât nimeni nu s-a așteptat ca pandemia să contribuie în acest mod la creșterea prețurilor, la transportul și la asigurări pentru lucrările de artă. Fără sprijinul lor, această expoziție n-ar fi fost posibilă. Da, am revenit. Doamna Bojan, ați menționat în chiar prima parte a intervenției dumneavoastră despre punțile dintre România și Olanda. Această expoziție a fost una din rezultatele legăturii care, iată, există în continuare între cele două țări. La acest eveniment a fost prezent și excelența sa, Rulo van Es, ambasador al Regatului Țărilor de Jos la București. Olanda este un reper în lumea artei, dacă nu greșesc. Dumneavoastră locuiți în Olanda, activați în Olanda, în Amsterdam, este sediul activității dumneavoastră. Cum se văd lucrurile din Olanda, în domeniul artei măcar? Și apoi o să trecem și la alte aspecte, da, ale societății. Olanda este o țară, până la urmă, foarte primitoare. Eu locuiesc deja de 18 ani la Amsterdam, motiv pentru care mă consider deja pe jumătate olandeză, în sensul în care m-am obișnuit foarte tare cu regulile și cu obiceiurile și cu lucrurile care sunt caracteristice culturii și vieții în Olanda. Ce aș putea să spun este că olandezii sunt foarte speciali chiar în mijlocul Europei, pentru că este un popor cu o etică absolut excepțională. Nu întâmplător Tribunalul Internațional se află la Haga, deoarece există o cultură a justiției și a lucrurilor care trebuie să fie exact așa cum principiile morale le dictează. Nu poate să planeze niciun fel de suspiciune. Exact. Este o societate cu niște principii foarte clar stabilite, principii pe care dacă le înțelegi și le respecti, ai toate șansele să fii asimilat, să fii chiar protejat și eu nu pot decât să spun că mă simt privilegiată că acest lucru s-a întâmplat cu mine și mai ales în zona profesională.
Ori, Olanda a fost întotdeauna în avangarda artelor. Adică din secolul 15 și 16, Olanda a dat cei mai mari pictori ai lumii, cum este Rembrandt, cum este Frans Hals, Jordaens și atât de mulți alții, încât n-aș putea să umplu o pagină a patru dacă aș scrie toate numele celor care sunt cu adevărat importanți în istoria artei. Ori, ce se întâmplă în acest moment în Olanda este din nou sunt din nou în avangardă, în sensul în care, având o cultură vizuală atât de avansată, ei înțeleg altfel arta decât o înțelegem noi. Deci spuneți că ar fi un avantaj istoric față de alte țări. Da, există, pentru că și cultura vizuală se învață. Adică cu cât vezi mai mult, cu atât înțelegi mai multe. Ori toate aceste exprimări și aceste, până la urmă, expresii artistice de mare valoare, toate acestea creează un cadru vizual cu care olandezii sunt obișnuiți de mici. Ei merg de la grădiniță și vizitează marile muzee. Ori această cultură vizuală le dă această lejeritate și această înțelegere superioară a lucrurilor prin intermediul artei. Aici nu este numai cazul olandezilor, este și cazul italienilor și cazul francezilor, deci marile culturi care au dat niște tendințe imense, cum este, știu eu, impresionismul sau fovismul sau geometria abstractă de style în Olanda. Deci existau niște pulsiuni care în diverse locuri în Europa au erupt. Acum, cred eu că erup lucrurile în zona noastră. Întrucât, începând cu anii 2000, eu personal am asistat la o dezvoltare uriașă a contextelor artistice și culturale în România și o nouă generație și-a făcut loc în sincronie cu lumea internațională, făcând cel puțin din orașul nostru o capitală artistică, capitala picturii din Europa de Est. Ne dați o veste bună în cazul acesta. În sfârșit ne-am sincronizat, spuneți, absolut, cu lumea. Absolut, adică acest oraș și această universitate de artă de la Cluj a dat personalități ca și Adrian Ghenie, care este de departe cel mai de succes artist român al momentului, Victor Mann, știu și eu, Mircea Suciu și Marius Bercea, sunt niște nume, Ciprian Mureșan sau Șerban Savu, ca să menționez doar câteva nume, și un grup de artiști foarte tineri care vin foarte puternic din urmă, cum este Alin Bozbiciu, care face absolut furori în mediile internaționale. Ori acest lucru pe mine mă bucură foarte tare, pentru că este o generație pe care eu am avut grijă de ei și am încercat ca, în măsura în care am putut, să deschidem niște piste și să deschidem niște drumuri pentru ca lor să le fie puțin mai ușor în zona internațională. Era ceea ce vreau să subliniez și eu, faptul că succesul acestor nume, lăsând orice modestie la o parte, vi se datorează în bună măsură și dumneavoastră. Știți, este de fapt o muncă de echipă, care poate nu este sesizat acest lucru ca o echipă, dar nu poți să faci lucruri singur. Nu se mai pot face lucruri singur. Deci trebuie ca să-ți găsești parteneri și să găsești contextele potrivite pentru a ne pasa mingea unul de la altul în așa fel încât să dăm și noi un gol, să avem un scor cât se poate de important. Asta ține nu doar de cultura olandeză, dar cultura olandeză are această tendință a lucrului în echipă. Exact. Ceea ce am văzut și eu cât timp am locuit în Olanda. Dar pentru că tot am menționat Regatul Țărilor de Jos,
Haideți să vedem împreună cu telespectatorii un material video, un interviu pe care l-a acordat excelența sa, domnul ambasador al Olandei, cu ocazia expoziției Aripa Secretă. Secret Wing is a unique project, which is the result of the long-term cooperation between Maria Rus Bojan, a well-known, remarkably well-connected Romanian art critic and curator living and working in my beloved Amsterdam, and well-known Romanian poet, essayist, and translator of literary works, Mr. Bogdan Ghiu. Secret Wing presents, among work for many other internationally renowned artists, some 15 watercolor paintings by Marlène Dumas and some 5 oil paintings by René Daniels. Marlène Dumas, born in South Africa and long-term resident of the Netherlands, is considered to be one of the most influential painters working today. And I, Dutch ambassador to Romania, am obviously pleased that these works are exhibited for the first time for a Romanian audience. These prominent authors, as I would call them, of this exhibition observe that the 1980s resulted in, and I quote, a burst of creativity and high concentration of artistic resources and moral resistance, which followed the implosion of the communist regimes. This exhibition of artworks from a range of private collections provides the visitor, hopefully, with exciting secret wings of modern art, where the curator and the collectors often offer the spectator new insights and much needed moments of introspection. Am revenit așadar, doamna Bojan, pentru că le-am promis telespectatorilor că discutăm despre artă și sunt convins că mulți dintre ei sunt curioși. Să afle perspectiva dumneavoastră, în primul rând, cu privire la acest aspect. Cum s-a simțit arta în pandemie? A fost o oază. Adică eu am observat că multă lume care nu avea timp înainte a început să fie interesat de artă și să dorească să vadă cât mai mult, chiar dacă acest lucru se petrecea online, însă a fost o efervescență aproape de neimaginat. Ori, acest lucru se explică și prin faptul că, în sfârșit, lumea și-a regăsit un anumit spațiu interior în care să se gândească la ce îi place, ce nu-i place, ce anume ar avea nevoie. Mulți au stat și au descoperit că casele lor nu mai corespund pentru că nu au avut timp până atunci să vadă cum erau acele case în realitate. Deci, eu cunosc foarte mulți prieteni și am mulți prieteni și colecționari de altfel care și-au schimbat interioarele, și-au comandat lucrări de artă și abia au așteptat ca să se redeschidă muzeele. Din păcate, la acest capitol noi am fost foarte întârziați în Olanda, pentru că muzeele au fost îndelung închise. Deci spuneți că pandemia a fost de bun augur pentru artă în general, pentru simțul artistic, probabil, al oamenilor. Eu cred că a fost de bun augur în ce privește relația fiecăruia cu arta. A fost mai de puțin bun augur pentru muzee și pentru filarmonici, teatru și așa mai departe, care presupune o interacțiune cu publicul. Ori acest lucru s-a oprit, pur și simplu. Dar eu cred că acest moment de răgaz a contribuit la o filtrare și la o reașezare a lucrurilor, mai ales că gustul publicului după pandemie s-a schimbat. În ce sens s-a schimbat gustul? Multă lume își dorește în acest moment altceva. Deci s-au terminat perioadele discursurilor zgomotoase, a declamărilor identitare. Lumea vrea lucruri aproape de sufletul lor.
lucruri care să le facă plăcere, imagini mai frumoase, și s-au întors cumva la o fază a premodernității în care nu mai se tematizează atât de mult idei, ci se referă la afecte, se referă la ceea ce, de pildă, Gaston Bachelard spunea: imaginea care, în care intri din clipa în care sesizezi lucrarea de artă. Adică imaginea de dinaintea gândirii. Ori la asta m-am referit eu în această expoziție, pentru că selecția acestei prezentări a inclus lucrări care nu aveau nimic provocator, ci erau extrem de sensibile, iar prin această sensibilitate și această, cum să spun, putere foarte mare de expresie, impresiona privitorul înainte de a-și crea o imagine, cum să spun, rațională sau înaintea încadrării într-un anumit tip de discurs. Mai multă autenticitate putem să-i spunem? Nu neapărat mai multă autenticitate, cât mai multă sinceritate. Lumea are nevoie de lucruri sincere, numai, adică aceste mecanisme ale, cum să spun, PR-ului excesiv, care cel puțin în zona artistică au funcționat extrem de bine, aceste lucruri au început să cum să spun, să lase s-a lăsat garda mai jos și în sfârșit lumea, printr-o regăsire interioară, au înțeles că nu mai vor un anumit tip de discurs care era dominant, ci vor lucruri care să fie mai aproape de ei, mai aproape de viața lor, de problemele lor, e ca și cum ai pune un pansament pe o rană, până la urmă. Despre asta e vorba și aceasta a fost, de fapt, rolul culturii și artei în toate timpurile. Dacă unii consideră că nu e așa, probabil că se înșală, pentru că despre asta este vorba. Sunt foarte mulți artiști care simt imperios necesară această exprimare, fără de care ei n-ar putea să trăiască. Și ei exprimă, de fapt, un soi de experiență, un soi de inconștient colectiv, este spiritul timpului, preocupările care reverberează în societate, dar pe care ei, fiind extrem de sensibili, le pot procesa și le pot exprima și le exprimă într-o manieră atât de autentică, atât de originală, încât ne atrag atenția, pentru că nu sunt reprezentări normale. Sunt totdeauna într-o cheie distorsionată, tocmai pentru ca să atragă atenția. Artiștii cred că sunt un indicator foarte sensibil al vremurilor pe care le trăim și probabil, vă rog să mă contraziceți dacă greșesc, al vremurilor care vin. Exact. Da, eu văd că, cel puțin în România, artiștii și-au făcut foarte bine datoria. Însă cei care ar fi trebuit să aibă grijă de artiști și-au făcut mai puțin bine datoria, din păcate, și avem foarte multe de recuperat în acest sens. Apropo de responsabilitate și etica muncii și alte asemenea despre care am discutat și despre care sper să mai discutăm cu ocazia emisiunii noastre de astăzi, nu înainte însă de a vedea și interviul foarte scurt pe care l-a acordat un olandez clujan, domnul Wouter Ryers, consul onorific al Olandei la Cluj-Napoca, și apoi revenim cu discuția noastră. The initiative to make this exhibition, first of all, it's a great initiative. From my point of view, of course, because it's a collaboration between the Netherlands and Romania. We have a very long lasting relation, and I think also a very good relation. I think that art is very important to express the way cultures see each other. So, you know, organizing this exhibition also makes people better understand how these two cultures think and how even they get along.
So I think that this is an initiative that should be repeated. What impressed me most about the secret wing actually is the secret wing itself. I cannot say that there is one artwork that impressed me enormously, because all of them impressed me, because when you look at art, you have emotion, and every artwork gives you a certain emotion. I think it was a great work done by the people who organized it, because the works that are in the secret wing are really extraordinary works. And again, it's a nice combination of Dutch and Romanian flavors, because in my opinion, art gives the color and the flavor to the society. So that's what I actually experienced here in the secret wing. The voice of the artists in our society is very important, because they give an expression. It's an expression of our society. So when you have artists many times painting something, it is something that's part of our society. And sometimes it's good that artists put us to certain facts. So it's not only art, it can be painted art, can be sculptures, but can even be writing. It's good that people are put with their nose on certain facts. And art is one of the ways to do this. So we are, faced with realities situations that we experience in life. And when you look at the painting, it makes you to think a little bit deeper about things that are happening. And maybe it gives also people thoughts on how to solve certain problems, because sometimes that's also what you can see in paintings. Doamna Bojan, deja am devenit nostalgic după o expoziție de artă la nivelul acesteia. Ce ne pregătiți, ce pregătiți în această perioadă? Pentru că pare să că, cel puțin pentru o anumită perioadă de timp, lucrurile s-au mai relaxat cu pandemia. Da. Există zvonuri că din toamnă lucrurile vor arăta ceva mai puțin bine, rămâne de văzut, sperăm totuși că nu. Dar am văzut că arta și dumneavoastră, prin artă, nu luați pauză nici în timpul pandemiei. Deci, ce ne așteaptă? Avem în plan o expoziție pe care a maestrului Cornel Brudașcu și a mai tânărului său discipol Alin Bospiciu la Londra, o expoziție pe care am să o fac împreună cu un coleg de origine franceză care a trăit la Londra și care în acest moment se află chiar la Cluj. Lucrăm la un catalog nu neapărat rezone, dar un catalog exhaustiv pentru a cartografia opera acestui foarte mare maestru al orașului. Cornel Brudașcu a fost mentorul a mai multor generații de artiști de aici, artiști care au făcut carieră mare internațională și care acum merită un album aniversar și pentru că a împlinit în luna ianuarie 85 de ani, dar cumva este o nevoie uriașă ca opera lui să fie adunată într-un volum cu adevărat serios și în acest sens lucrez cu Mihai Pop de la Galeria Plan B, care îl reprezintă pe domnul Brudașcu, și alături de câțiva colegi, inclusiv unul dintre cei mai mari critici de artă și specialiști în pictură din Olanda, Dominic van der Bochart, pe care îl așteptăm săptămâna viitoare aici la Cluj. Alături de aceste proiecte ale mele, mă bucur că artiști români istorici, cum este doamna Ana Lupaș, poate cel mai important artist conceptual din România, se bucură de aprecierea unor foarte mari muzee, cum este Tate și Centrul Pompidou, care au achiziționat lucrările dânsei, dar și Stedelijk Museum din Amsterdam. Mă bucur din suflet că a început o cercetare română-olandeză vis-a-vis de opera dânsei, care să sperăm că se va concretiza într-un foarte mare proiect.
Stedelijk Museum fiind muzeul de artă modernă și contemporană. Din da, este probabil cel mai important muzeu de artă modernă și contemporană olandez. Este de fapt muzeul orașului, dar datorită colecției sale atât de internaționale, este de fapt un muzeu de mare anvergură internațională. Aproape de neratat pentru orice turist măcar care merge în Amsterdam. Da. Da, și am avut plăcerea ca la Timișoara să o avem pe șefa curatoare de la acest muzeu și pentru că dânsa este interesată de relația dintre text și imagine și Leontien Kuleva este numele acestei doamne. Dânsa a fost extrem de impresionată de arta din România și i-a plăcut foarte mult la Cluj. Vă propun să vedem împreună materialul cu intervenția doamnei Kolevai cu ocazia expoziției Aripa Secret. Very important exhibition. I think it's something that everybody here in Timișoara and Romania should come and look at because it's there's some really like important artistic positions that are presented here. So very beautiful work. You can really enjoy and make you think. Yeah, make you think about like the role of language, about the role of art in our society and in our daily lives. There are several really important Dutch artists here in this this exhibition. And what I like very much is the way that some of the artists deal with text, with poetry, with language, with words. And there are some of my really favorite artists that are presented here in this exhibition, like René Daniels and Marcel Brodas, but also Marlene Dumas, who in this series of works does not work with text explicitly, but all the images, all the drawings, the watercolors that she made were based on a poem by William Shakespeare called Venus and Adonis. It's a poem from the 16th century that was translated by a Dutch writer, Hafid Bouassa, a couple of years ago. And Marlene Dumas made the drawings, the illustrations with it. And together they published a book with these. So yeah, we can see the images of, you can say, tragic love. It's a love story, but not a happy love story. I think in general that artists can make us look in a different way to our society. They open up new worlds, and through their work we can think about our own lives, about the world around us. So they present us so many new worlds that otherwise we could never imagine ourselves. Da, se întâmplă destul de rar, din păcate, ca România sau un eveniment, mai ales artistic, să fie lăudat atât de mult și pe bună dreptate. Așa că mulțumiri încă o dată, doamna Bojan, pentru Vă mulțumesc, da. Aș vrea aici, am spus la începutul emisiunii că nu abordăm teme politice și nu o vom face, dar relația dintre România și Olanda a fost de-a lungul timpului cu suișuri și cu coborâșuri. Dumneavoastră trăiți de atât de mult timp în Olanda, îi cunoașteți foarte bine pe olandezi. Ce putem face mai bine uneori astfel încât această relație dintre cele două țări să fie una mai bună și să înțelegem că avem de câștigat mai mult unii de la ceilalți. Sigur că suntem membri ai Uniunii Europene, și România și Olanda. Avem o experiență comună, cel puțin în această mare familie europeană de 15 ani, and counting. Dar ce anume credeți că ar putea contribui la o și mai bună relație între cele două țări? Mă gândeam zilele trecute la faptul că
Cultura olandeză este o cultură foarte directă. Este o cultură foarte deschisă și foarte bărbătească. Oamenii își asumă răspunderi, își recunosc greșelile și își respectă niște principii pe care le învață de mici. Este foarte greu pentru un olandez să înțeleagă un român, pentru că noi avem o cultură indirectă. Noi nu ne place, ca să spunem adevărul drept, sau să-l privim drept în față. Noi eludăm tot timpul realitatea și creăm niște proiecții cu niște eforturi inimaginabile. În loc de a produce și de a înțelege că până la urmă un produs finit se bazează și pe eficiența, cum să spun, muncii și a gândirii și, mă rog, nu știu cum să exprim acest lucru, noi ne pierdem foarte mult timp în a crea niște aparențe. Ori acest lucru pentru olandezi este aproape de neînțeles. În același mod, noi avem o problemă cu cultura lor, care este prea directă, este câteodată aproape insultătoare. Ori așa este și percepută. În realitate, nu are nicio legătură cu acea dimensiune. Nu este o cultură arogantă. Este o cultură a lucrului bine făcut și, în general, a unei culturi, o cultură organizațională. Lumea se adună și creează împreună, colaborează. Iar acest lucru se întâmplă pentru că există un spațiu intermediar unde toată lumea este politicoasă, care lasă loc pentru munca efectivă. Adică noi, când avem ceva de făcut, ne concentrăm pe ce avem de făcut, nu pe chestiunile colaterale, nu pe caracterul celui care conduce proiectul, nu pe chestiuni care n-au legătură cu finalitatea proiectului. Ori acest lucru, la noi, este, cum să spun, dificil de înțeles. Ori, eu cred că dacă am încerca să colaborăm pe mai multe proiecte și dacă această cultură organizațională ar fi îmbrățișată și este de fapt îmbrățișată în mediile corporatiste, în mediile private, se judecă și se lucrează în acest mod. Însă, în ce privește cultura instituțiilor de stat, acolo lucrurile stau puțin diferit. Ori am observat în ultimii ani o distanțare și pentru faptul că Olanda este o țară extrem de avansată. Este totuși a treia mare economie competitivă a Europei. Ei sunt extrem de interesați ca să ajungă pe cele mai înalte culmi și științific și tehnologic și din absolut toate. Incredibil de competitiv. Exact, exact, exact. Ori, cum să spun, noi avem și noi, cum să spun, calitățile necesare ca să ajungem unde trebuie, însă piedicile se pun la nivelul culturii de instituțiilor de stat, unde totul este cumva lăsat la întâmplare. Ori nimic nu este lăsat la întâmplare în Olanda. Eu cred că e foarte complicat acest moment pentru noi, și pentru faptul că, în special după pandemie, intrăm în alte paradigme. Ori trebuie și noi să învățăm de la olandezi ca să vedem cu exactitate ce înseamnă managementul, pentru că managementul se bazează pe adevăr, pe chestiile pe care bune, rele, dar dacă nu le cunoști și nu le conștientizezi, nu poți să construiești nimic în jurul lor.
Pe olandezi, cred că îi convingi cel mai bine dacă muncești alături de ei și muncești în logica în care muncești. Și ai valori, ai principii și îți respecti principiile, îți respecti cuvântul dat, îți respecti colegii. Sunt lucruri esențiale de la care ei nu abdică. Bine, nu putem să vorbim despre ei ca despre niște extraterestri care au coborât și ne-au luminat pe toți, dar pe de altă parte, faptul că această țară este complet scoasă de sub ape și controlată ca atare, adică Olanda este totuși o țară sub nivelul mării. Vedeți că plouă torențial și se inundă străzi, nu numai la Cluj, dar mai ales la București. Ori acest lucru nu se întâmplă într-o țară unde plouă torențial aproape în fiecare zi. De ce? Pentru că există sisteme de pompe, există control, există specialiști care nu fac altceva decât monitorizează acest lucru. Deci este o societate funcțională. Ori în ce ne privește, eu cred că România mai are mult până să devină o societate funcțională și pentru că nu vrem sub nicio formă să învățăm ABC-ul. Adică nu poți să începi să construiești până când nu vezi unde te afli, de fapt. Ori, deși noi avem absolut toate datele problemei, avem și oameni încă de mare valoare, există un soi de inerție și un soi de lipsă de responsabilitate, în special în zona aparatului de stat, care creează, de fapt, niște obstacole aproape de netrecut. Adică orice proiect important pentru țară nu se poate face pentru că nu se adună suficient, nu se muncește suficient de bine nu în echipă, ci în echipe. Nu se înțelege că, de fapt, scopul este acela și nu este nicio competiție între noi ca și persoane. Și pentru mine a fost destul de dificil să înțeleg că după atâția ani de când am plecat, colaborarea internațională este încă o chestiune spinoasă, pentru că noi ne simțim tot timpul insultați când ni se spune fă așa sau fă așa. În loc să facem pur și simplu cum ni se spune, că ni se spune pentru că ei au deja o experiență, au un exercițiu uriaș, noi ne simțim jigniți că ni se spune fă așa. Foarte des vedem așa lucrurile și cred că dacă am avea o colaborare mai intensă cu organizații din Olanda, cu specialiști din Olanda, probabil lucrurile s-ar vedea altfel. În mediile private, specialiștii din Olanda sunt, cum să spun, mereu prezenți, însă olandezii nu-și fac reclamă. Nu se duc să dea interviuri la televizor, ci își văd pur și simplu de treabă și au agendele clar făcute. Însă ce vreau eu să spun este că, deși există foarte mare interes din ambele zone, poate că au lipsit și persoanele potrivite și eu, cu ocazia acestui proiect, m-am bucurat enorm ca să găsesc niște parteneri formidabili în ambasada noastră de la București, dar și în centrul pe care îl conduc și cu ajutorul lui Wouter, și munca lui Wouter de consul onorific aici la Cluj este absolut uriașă, iar eu cred că el a făcut enorm de mult pentru relațiile de colaborare și bilaterale dintre România și Olanda. Așa este, nu putem decât să confirmăm aici la Cluj acest lucru. Doamna Bojan, mai avem doar 5 minute din discuția noastră din această seară. Timpul s-a scurs pur și simplu și ați adus cu dumneavoastră o operă de artă pe care o să o prezint eu, probabil, telespectatorilor. Povestiți-ne, vă rog, despre ce e vorba, iată. Da. Am avut marea bucurie să descoper într-un atelier pe care l-am vizitat în cursul zilei de ieri
o fată care a absolvit arhitectura la Paris și apoi ceramică aici la Cluj, care face niște obiecte de design de o originalitate absolut formidabilă. Combinând ceramica cu altfel de materiale, cu face niște lămpi absolut formidabile și care m-a invitat tocmai pentru că dorește să participe la săptămâna design designului de la Eindhoven, care este cel mai reputat eveniment de design din Olanda. Ori am realizat că acești copii foarte tineri și extrem de talentați au niște șanse uriașe să creeze aceste punți, tocmai pentru că ei se adresează cu obiectele pe care le fac unui gust anume care e foarte... cum să spun, la mare trecere în acest moment în țările de jos. Ori această domnișoară Vanessa Singenzia Iancu, o cheamă, a reușit să mă impresioneze. Adică chiar nu m-am așteptat ca în România să găsesc un designer atât de curat și atât de interesat în designul de produs, dar într-o manieră extrem de originală și până la urmă folosind facilitățile din România, care nu sunt între cele mai nu vorbim de niște tehnologii extrem de înalte, ci totul se compensează printr-o originalitate excepțională. Da, ce frumos, ce surprize plăcute, poate să aduc o vizită la Cluj, doamna Bojan. Da, sunt foarte curioasă din fire și mă bucur când mă invită și mai ales când insistă să mă duc anumiți artiști, pentru că tot timpul descoper lucruri noi și adevărul este că școala de la Cluj a dat foarte mulți artiști interesanți și poate că colegii mei din România ar trebui să meargă din ce în ce mai des, să mai viziteze aceste ateliere și să se inspire, pentru că vin persoane importante din străinătate, vin cu avioane private ca să vadă ateliere aici la Cluj, galerie aici la Cluj, ori instituțiile de aici sunt foarte puțin puse, cum să spun, nu au încă acel tip de abordare pe care l-au vesticii vis-a-vis de propria lor artă. Deci, ca să fim noi importanți, trebuie să ne cunoaștem mai bine pe noi și să vedem care sunt valorile care ne reprezintă cel mai bine. Am început emisiunea noastră discutând despre artă, o încheiem așadar discutând despre artă. Cred că un minut mai avem și aș vrea să vă întreb dacă mai sunt alte proiecte, evenimente care urmează în această perioadă și pe care să ni le notăm. Aș vrea să fac un proiect olandez, artiști olandezi în Republica Moldova, pentru că mi se pare extrem de interesant ce se întâmplă în acest moment acolo. Există un apetit extraordinar pentru a cunoaște arta din zona noastră și un anumit tip de artă, adică și acolo lucrurile încep să erupă într-o cheie de o creativitate extraordinară. Așa, evident că pe lângă expoziția și catalogul maestrului Brudașcu am în plan și alte mici proiecte. Însă aș vrea acum mai mult să mă concentrez pe a aduce din nou artiști și designer și, în fine, literatură olandeză în România și lucrăm acum, avem niște idei să colaborăm cu Departamentul de Limbă Olandeză al Universității din București și eventual niște traduceri din poetul Hafiz Bouazza, un poet olandez de origine marocană. Mă gândesc să o invit pe Marlene Dumas să ilustreze ediția în limba română ca să avem un eveniment mai deosebit. Excelent! Așteptăm cu mare drag aceste evenimente și noi, prietenii Olandei, dar sunt convins că mulți alți iubitori de artă în general.
Doamna Maria Rus Bojan, mi-a făcut o mare plăcere. Da, mie mi-a făcut mare plăcere, Mihnea, mă bucur tare, îți mulțumesc că m-ai readus în acest studio după atât de mult timp. Întotdeauna cu plăcere și vă mai așteptăm și la următoarea dumneavoastră vizită la Cluj. Vă mulțumesc mult încă o dată. Domnilor și domnilor, aceasta a fost emisiunea noastră, o emisiune cu totul specială. Mulțumesc că ați fost alături de noi și vă dau întâlnire săptămâna viitoare. Numai bine, la revedere!